De 8 ani, parohia Iancu Vechi Mătăsari derulează programul social-filantropic Dar din Dar se face Rai, de care beneficiază un număr mare de persoane aflate în dificultate din sectorul 2 al capitalei. În cadrul acestui program, astăzi, parohia bucureșteană a desfășurat o acțiune umanitară la două centre sociale, centrul de zi Casa din Tei și centrul de plasament Pinocchio. Cei peste 100 de copii care au primit astăzi daruri din partea parohiei Iancu Vechi Mătăsari le-au pregătit o surpriză oaspeților. Ei le-au oferit un program în care au recitat poezii și le-au cântat colinde. Slujitorii au fost însoțiți și de membrii grupului Vox Celestis al parohiei, care, la rândul lor, au interpretat un program de colinde pentru copii și pentru cadrele didactice. De 8 ani, parohia Iancu Vechi Mătăsari derulează permanent un program social-filantropic intitulat Dar din Dar se face Rai, cu scopul ajutorării a 100 de familii aflate în evidența parohiei noastre, familii în dificultate. Începând de anul acesta, datorită implicării multor membri ai comunității noastre parohiale, am decis să extindem această activitate social-filantropică și în instituțiile sociale patronate de către Primăria Sectorului 2 Capitale. Astăzi am mers în două centre sociale patronate de Primăria Sectorului 2, centrul de zi Casa din Tei și centrul Pinocchio, iar beneficiari sunt aproape 100 de copii, adolescenți, în același timp și persoane adulte, care primesc daruri specifice perioadei sărbătorii nașterii Domnului, în același timp primesc jucării și pachete cu îmbrăcăminte. Îmbrăcămintea este personalizată în sensul că noi am solicitat și am primit cu foarte multă promptitudine lista celor care se află în aceste centre și astfel am putut să pregătim aceste pachete. Acum, împreună cu colegii mei frați slujitori, am decis să ajutăm periodic aceste centre sociale, nu doar cu ocazia marilor sărbători, având în vedere faptul că este foarte multă nevoie de ajutor pentru a veni în sprijinul familiilor în dificultate din sectorul 2, mai ales în sprijinul celor care au copii minori, tocmai pentru a evita riscul abandonului școlar și în același timp al instituționalizării acestora. Acțiunea de astăzi a fost organizată în colaborare cu sectorul social al primăriei sectorului 2 din capitală. Mă bucur în această zi să mă aflu alături de Părintele Stoica de la parohia Iancu Mătăsari. Această parohie întotdeauna a fost alături de noi în problemele sociale care existau în parohia respectivă. Întotdeauna a existat o colaborare între mine și parohia respectivă. Mă bucur foarte mult că acest parteneriat a putut fi dezvoltat, primăria încercând și Consiliul Local să ajute bisericile care se află pe raza sectorului 2, pe de altă parte bisericile implicându-se în viața cetății, cum se spune, ajutând copiii și mai ales cazurile sociale. Foarte multe mie mi-au fost aduse la cunoștință de către părinții de la Iancu Vechi Mătăsari și de la alte parohii, astfel încât să pot să le prezint celor de la DGASPC, instituțiilor autorizate și să putem să le rezolvăm problemele care chiar le au. Mulțumim pentru gestul umanitar făcut acestor copii, pentru clipele minunate, atât cadourile cât și colindele pe care le-ați cântat acestor copii. Ei se bucură pentru orice cadou primit, mai ales în preajma sărbătorilor de iarnă. Ei știu, din 2003, de când funcționează centru, că luna decembrie este o sărbătoare, o bucurie pentru ei, primesc cadouri și ei pot oferi acele poezii, acele cântece pe care le pregătesc cu multă dăruire și multă grijă ca să fie frumos pentru cei care oferă aceste cadouri. Cum este să aveți grijă de atâția copii? Este foarte frumos, este provocator pentru noi, pentru mine și pentru colegele mele, instructorii de educație și nu numai, și personalul administrativ. Lucrăm cu ei destul de bine, dar nu numai cu copiii, lucrăm și cu părinții prin ședințele de consiliere, susținem acești copii în vederea
prevenirii abandonului școlar și familial. De ce au cel mai mult nevoie acești copii? De căldură sufletească și alinare, îmbrățișare și părinții lor, familiile care sunt familii defavorizate, au locuințe insalubre, nu au serviciu, sunt analfabeți majoritatea. Noi încercăm prin serviciile pe care le oferim la nivel de GSPC sector 2 să le găsim un loc de muncă, tocmai în vederea îmbunătățirii situației materiale a familiei, ca acești copii să nu fie abandonați sau instituționalizați. De asemenea, parohia Iancu Vechi Mătăsari derulează periodic activități în cadrul programului social-filantropic Dar din Dar se face rai, de care se bucură 100 de persoane aflate în evidența serviciului social al Bisericii Iancu Vechi Mătăsari.